Zindem de ceva ce acolo. Ce să zic, mă, că nu știu eu cu astea. Știu că... Ce să zic? Bine, te uiți la revedere. Uite aici și te uiți, te așa? uiți în ăsta, ca și cum acolo ar fi niște oameni mici. Așa. Da? Așa. Ei. Nu vă nimic, da. Păi, uite ăsta zici de că aici. că e un mic uite, aici, acolo, aici. Așa, așa. Așa. Și imaginează că e măta acolo, prieten. Așa. 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 Și uite, acum măta pleacă în vacanță. Nu mai țin mă minte, mâncam pepene cu muște, cu de pe jos, adică deci, bine, nici nu era cu COVID, <gângânt> cu ea acum, dar eram, trăia mă ca ei, nu știu, nu știu de ce eu eu, 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 nu mâncam pepene cu muște. Nu știu, mai cea mai nefericită am fost când, nu știu cât îți mai mi dar eram, eram la acasă, am pierdut o sarcină, prima sarcină și n-a fost cu, doar că am pierdut-o și atât, a fost cu malformații, a fost o poveste foarte tristă. În căsnicia cu Alexandru, el era prințul ca el era soarele nostru, după el ne întorceam toate ea și eu și Ruxi, știi? Okay. Salutare tuturor! Ce faceți, fraților? Am ajuns la podcastul cu numărul 4 și vă mulțumesc foarte frumos pentru numărul mare de vizionări și nu numai pentru asta, vă mulțumesc și pentru faptul că ați comentat foarte mult și datorită comentariilor voastre, eu am știut pe cine urmează să aduc sau pe cine trebuie să aduc. Astăzi vă prezint o colegă o cunoștință mai veche de a mea, ne știm de 20 de ani. S-a născut în Copșa Mică, în aceeași zi cu Nevasta mea din viața de zi cu zi. Este actriță la Teatrul Ion Creangă, a jucat în serialul Adela o grămadă de caramele, Aniela, numai iubirea, regina și nu în ultimul rând a fost Nevasta răposatului Gianni Giuvaero Fieraro în Inima de țigan. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vi-o prezint pe Ioana Ginghină. Acum urmează să intrăm la ea, aici, la uh, Academia sau Școala de Film. Uh, și ca să nu mai pierdem vremea, haideți să îi dăm drumul. Hello! <laughs> bună, bună! nu uh, sunt 15 ani. Da, cât sunt? Păi, dacă copilul meu are 13 și era în gravidă, la inimă de țigan. Am făcut eu calculul prost? Și da, tu ai jucat și în Regina, deci ne-am văzut și în Regina și după aia ai plecat. După aia am plecat, da? Deci câți ani sunt? Deci sunt vreo 12, 11. Cam așa. E, mi se pare că au trecut mai mulți. dar Se eu poate spun doar spun pe calcul impresie. clar. Okay. <laughs> deci fiimea are 13. <laughs> și ți-a zis... Da, noi ne știm 20. de vreo 20, cam așa, da. da? da. De, da? de foarte mult. De tu nu te-ai schimbat, asta ți-am spus uh, Da, de când mai văzut De când te-am văzut, <laughs> da, și nu era vrăjeală Adică voi puteți să confirmați Și chiar să îmi scrieți la comentarii Ce credeți s-a schimbat uh, Ioana Dar uh, Eu voiam să te întreb De fapt așa voiam să uh, să lansez uh, Prima întrebare a podcastului ăsta, Asta mi-așa, era planul de acasă Dar după cum bine știi Socoteala așa. de acasă nu se potrivește cu aia din târg Voiam ca prima întrebare să ți-o uh, adresez pe, pe, caracter, pe personaj. Așa. cu acordul tău, bineînțeles. Hai cu acordul să vedem ce este. Ce faci? <laughs> ce <laughs> să fac, mă, Gianni, mă? Este haladit? Este? Este, Gianni. Nu mai fraierul, ia uite la mine, ia uite la tine, ia uite la mine. Băi, când faci o vârstă... Ai când... afacere. Da. Când faci după 40 de ani Îmi florește femeia uh -huh. da? Tot cel mai prost Am rămas <laughs> Gata Terminăm cu, cu Personajul, îți mulțumesc frumos Bănuiesc că și voi v-ați bucurat De chestia asta Care este starea ta De spirit acum? Cum, cum ești tu acum? Măi, sunt într-o perioadă foarte bună A vieții mele Și sper să mă țin așa până la final Uh, pentru asta să știi că eu urmăresc foarte multe doamne în vârstă din afară pe Instagram Pentru că îmi dau încredere Deci femeile alea din afară arată și bine, au și un vibe foarte bun uh, Și uh, am și zis că nu mă uite la noi <gângă> Că la noi nu prea e mai dar că stai așa Afară, deci toate doamnele astea după un 40 și bine, dacă nu chiar 50 Sunt foarte bine, foarte deschise, sunt pe... Un bai bun, și atunci am zis că așa să rămân și eu. Și așa mi-am propus. Deci, păi și ce ai făcut pentru treaba asta, concret? Uh, Mai concret, eu lucrez la mine de vreo. Da, 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 da. Deci, eu lucrez la mine de vreo. nu știu, cred că 10 ani. Dar uh, știi cum e? Că e una manualul și citit, unul lu unu ai lucrat -ul. Și când am divorțat, atunci m-a pus viața să lucrez, că știi cum e, că e una asta, te gândești că s-ar putea să ți se întâmple ceva nasol și că tu atunci o să fii bun și zen. Ai divorțat și... cam acum 2 ani? 3. 3. 3. 3. 3. Okay. Și altceva când ai material de muncă, adică ți se întâmplă treaba și începi să lucrezi, știi, concret. Pentru că se schimbă totul și trebuie să iei de la capăt de la propriu. Adică nu e că, știi, cum în manual, trebuie să iei de la capăt, să faci schimbarea. Nu, te forțează viața să iei de la capăt și să faci schimbarea. Și atunci ai, știi cum ai șansa de a scrie din nou pe hârtie albă cum, cam cum vrei să fie lucrurile, știi? Și cum vrei tu să fie lucrurile? Păi mai, acum sunt și mai relaxată, cei drept că... Acum și un nou iubit. Am și nou iubit, dar gândește-te că am... E una când o iei de la început când n-ai nimic și una când o iei de la început când ai o casă, ai un copil, adică ți că cam făcut treaba, să zic, știi? Și atunci încep să te intereseze de tine, să mănânci mai sănătos, să mai faci un sport, să iubești, să călătorești, știi? că adică să te preocupe lucrurile care până atunci nu te preocupau așa de mult. Adică era chestia asta, să aolo, să, na, no, că era copilul mic, hai să-l crești, hai să-l dai la școală, hai să învețe, hai să nu știu ce, hai cu acasă, să faci casă, să protejezi rata, exact. să aia, să nu știu ce, adică știi, era totul un... o deci, acum luptă. Acum lucrurile sunt cât de cât așezate, așezate da, da. Da, 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 Și asta, Orcate. cred că de asta e și vibe-ul bun. Și acum nu văd de ce ar mai merge în... să nu mai fie bine să nu, se mai... Să, nu, mai rămân, să nu rămân așa, decât, Doamne, frește, să fie ceva pe sănătate. Adică am ajuns la aia, la chestia e vorba aia. Doamne, sănătate să fie de jur, adică chiar e adevărat. Să avem și o vârstă, adică nu mai e ca și cum avem 17 ani și și acum ne permitem să, să facem cine taie cap. Păi că da. nopți pierdute nu mai da. sunt, nu păi se nu. pune problema. Da. Deci, trecut oameni, da. da. Ce fel de sport faci? Măi, fac acasă în primul rând. Adică de asta cu uh, pandemia m-a obligat să încep să fac acasă. Lucru care l-am descoperit că e mai bine. Pentru că ușor, ușor mi-am făcut o sală. Adică am și o bancă de abdomene, am și, da, și de poți. Hatere, am și. Adică te motivezi să faci chestia da, asta în zilnic, fiecare zi? Sau o zi de, cel, adică cel puțin o zi, dar o zi, nu? Că sunt zile când plec dimineața la filmare și vin seara și nu mai am chef. Dar, în principiu, mă trezesc, Ruxi învață după amiaza și mă trezesc în fiecare zi odată, cu ea la șapte. Îi fac repede micul dejun și ea se duce la lecții și eu mă duc sus la mansardă la sală. Nu fac mult, adică nu-ți imagina că fac două ore. Până în 45 de minute, dar aproape zilnic. Și să știi Respect. că se, se simte. Adică... Se simte și, uh, permite se și vede. <laughs> da, și acum la modul serios vorbind, adică într-un fel arată cineva care nu face sport Și altfel arată cineva care face sport Mai ales după vârstă Mai ales după Când vârstă Când te exact. trădează orice lipsă de mișcare, adică se cam vede totul adică Eu am încercat în pandemie și eu să mă țin de chestia asta Am reușit cred că fix două săptămâni să fac în fiecare zi După care am zis, știi ce, tot mi-e dor de burtă lui Gianni și lasă să crească tati la loc. Dar la tine, nu. Acum o să te uite și nevastă mea la podcastul ăsta, dacă o să continui așa cu complimentele, s-ar putea să boare o farfurie în cap. Dar nu, e dar clas. nu. pur și simplu sunt obiectiv în momentele astea. Adică, da. Okay, ok, hai să depășim momentul și să te întreb de alimentație, pentru că și asta e o chestie foarte importantă. De da, că... este o chestie și... importantă și tot așa, vezi că o dăm de asta cu vârsta, da. Până la urmă, asta e adevărul, pentru că cumva schimbările de metabolism au fost întrepte. La 30, la un 36, undeva pe acolo am mai simțit o schimbare, după care tot așa în jur de 40. Știu că e clișeu, dar există și ideea e că eu mâncam sănătos și mănânc sănătos de mult timp, știi? dar nu, dacă nu scazi din cantități. Că tu poți zici, da, mănânc numai mă, fructe, salate, nu știu, ce? da, dar depinde că dacă mănânci, nu știu, 3 kg de mere la micul dejun, nu e același lucru cu un măr, știi? Și am început ușor ușor să scazi din cantități. Am început ușor jos ușor renunț la zahăr și acum aproape nu mai mănânc. Adică mă mai întreb, care e secretul tău? Băi, secretul păi e nu Pâine prea Păi nu prea bag nici pâine, nici zahăr, dacă mănânc dulciuri mai mult de astea erau vegane, dar și la astea grijă că na, dacă îți faci un tort cu de -asta, cu cajunul nu știu ce, și dacă îl pui pe hârtie caloriile, e nebunit de ambii la da. da, mă, n-ai ce face, ce foarte vei. Tare. Mă, foarte tare, chiar îmi place foarte mult chestia asta. Acum, știi care e chestia? Că tot mai îmi scrie lumea, de aici obsedată. Mă. Poate că sunt obsedată, dar trăiesc și într-un. Am, am un, un, mediu în care trăiesc, de a, a, adică sunt actriță. Ma, să știi că colegile mele nu pot să zic că arată rău și că vai de mine, lasă că nu trebuie să fac niciun efort. E o lume în care ca să ai roluri, ca să supraviețuiești, trebuie să arăți într-un fel, trebuie să ai o energie. Hai că nu arăți poate acum cu pătrățele. Dar trebuie să ai, eu, de exemplu, lucrez la teatru Ion Creangă, de copii, pe acolo noi cântăm, dansăm. Eu acum joc o cadână, de exemplu. Ei, cum îmi jucam eu ca Da, ar fi fost un pic greu. La vreo 90 dat, și ceva nu? de kilograme, cred că ți-ar fi fost greu să joci Și o de energie am dansat, nu știu, pentru coregrafiile din... Este spectacolul una de noi la Teatru Ion Creangă și am, făcut, am avut am avem foarte multe coreografii și cântăm live. Și dacă nu am fi avut o, o susținere fizică, zăi să că cu la valiere, și cam așa era la început. Cum și dansam și cântam. Trezit copiii în sală, am o trage de tine. Da. Apropo, te-a recunoscut vreodată vreunul dintre copii uh, pe scenă? Cât timp erai pe scenă? De-a lungul timpului, da. Acum... Uh, A strigat la tine? Da. Dar atunci, mă, eu în perioada aia când jucam, mă strigau copiii și mă simțeam și prost față de colegii de la Creangă. De ce? Că eu n-am avut, datorită muncii mele la, pe, la, pe, la seriale, nu aveam roluri așa de mari în teatru. Știi că nu aveam timp. Și atunci am luat roluri mai micuțe sau o dublură sau așa. Și uh, era foarte frustrant pentru colegii mei care jucau o piesă întreagă. Nu știu, era cenușărea asta. Era... Dita, nu știu, prințul, jucau acolo roluri mari, știi? Și la final se striga, Zambi, la, Zambi, că era la noi vin copiii cu școlile. știi? Și na, când mai vin cu părinții și așa, sunt ok, că na, fiecare cu treaba lui și ascultă de părinți, dacă când vin cu clasa, zici că noi avem concert rock, deci când spectacolele la noi la Creangă e să înceapă, să înceapă, știi, se stinge lumina, începe spectacolul, urla. Dacă ar fi să alegi între teatru și televiziune, să nu poți să le faci pe amândouă. Ce alegi? Oh, e greu să, spun, să aleg. uite, de exemplu, acum am mai prins într-o perioadă când ți-aș spune teatru. De ce? Că deja filmez de aproape 2 ani la serial și cumva iar vreau să mă duc la Adela. La nu? Adela, da. da, dacă mă întrebai cu 2 ani, după ce nu mai filmasem <laughs> nu știu cât, tot așa un an și un an și un pic, ți-aș fi zis televiziune, deci depinde de când mă prins știi? Pentru că îmi place și una și alta, și nu știu să zic, că mi se face dor. Mi se face dor, adică la un moment dat zici că gata, hai că lasă, că e bine și numai teatru și așa că îți faci treaba, dar trebuie să ți se facă dor, să uiți la filme, să zici, ce aș mai face și un serial, a, știi? Adică asta e chestia, că dacă mă întrebe acum după 2 ani, zic, bă, iar mi-aș dori acum. De exemplu, dacă mă, mă, ne uităm pe lista mea de dorințe, este că vreau să, dor, să joc într-un spectacol pentru adulți, și că mai jucat, știi, acum vreo câțiva ani și să fiu pe scenă. Adică asta e dorința mea, asta acum, de, pe care am spus-o de, de Crăciun, de acum, de Revelion, la dorințe, okay. de anul ăsta, asta este. Pentru că de 2 ani sunt pe TV, filmez, deci nu pot zic că vai, nu mai pot. Dar ți-am zis, da, cu 2 ani, dacă mă întrebai... Primul, primul rol, uh, corectează-mă dacă greșesc, este foarte posibil să greșesc, dar cred că Publicul, și în special ăștia alți care s-au uitat la fel ca și mine la, la Casa TV, te-au văzut în rolul lui Ildic, că da. Ildico. Ildico. Ildico, Ildico. Așa. Ildico, dar să știi că de asta nici. și nu-mi place să uit asta. e, Primul meu rol a fost Bianca din familie, la prima TV, unde l-am cunoscut pe Iura. Okay. El a fost regizor și acolo, și el m-a chemat la casting la Ildico. Mă rog, deducem pentru personajul negativ din numai bine, ce a jucat Voranca. Iura fiind regizorul cu care am făcut toate telenovelele da, în care am jucat da, da, da. la. De asta de zic că cumva se bire. leagă și de asta știi că îmi place să spun, pentru că lucrurile la mine s-au legat în viața asta foarte frumos, știi? Adică întotdeauna am făcut lucruri și s-au legat așa. Adică eu, că multul mi-a zice A, oh, că la numai iubirea sau dat nu știu câte mii de castinguri. Și eu n-am dat. Pentru că pe mine la un moment dat eu a zis o să dai casting. Am dat. Bun, n-am luat ce pentru ce de duse în castingul, dar am luat indicul cu care am avut foarte mare succes. Adică poate dacă luam uh, ce juca voranca, nu eram așa bună ca Zăvoranca și poate n-aș fi avut așa succes și poate acolo o să termina toată cariera mea. știi? Dar cumva, pentru că am avut-o pe indico și a fost mic și a fost bine ce a fost, știi? Uh, și am lăsat-o pe Zăboran ca să facă ce a făcut, că a făcut Delir și a fost foarte bună. Uh, păi S-au legat după lucrurile. După rolul ăla, deci tu ai crescut da. așa, gradual. Uh -huh, uh -huh. Uh, adică, da, uh, tot respectul pentru tine și pentru cariera ta, ai jucat atunci. Da, uh, ai uh, jucat și alături de. Papi, vreau să te întreb. Nu știu dacă ești dispusă să discuți despre subiectul ăsta sau nu. Da, n-am, adică n-am na, tot discutat. Și nu vreau să e. pun gaz pe foc, dar am văzut un articol. Aolo, care? Ala în care spune el că din cauza, mă rog, din cauza, el a vrut să, să pună punct relației, pentru că era nefericit. Eu n-am văzut articolul ăsta. Nu. Cred Articul. că intenționat, nu cred că am citit vreodată ce a declarat el. Nu știu dacă mi-ar fi făcut rău la vremea aia, acum nu mai contează. Știi? Și cred că de asta m-am ferit. De... Dar e adevărat. Așa, chiar așa. Adică mai căutat să citesc și să aflu, pe bună dreptate, ce s-a întâmplat pe acolo. Eram curios ca toți, ca în niște. știi că, nu vrei să aflu ce s-a întâmplat. Dar n-am reușit să, să aflu mai mult decât că el a declarat ce ți-am spus mai devreme. Cine? De unde, de unde a plecat toată? toată. Mai... Sau ce s-a întâmplat? Exact așa, exact așa. Într-o zi a venit omul acasă și a zis că nu mai este. Da, dar nu poate să vină de nicăieri toată povestea asta. Adică trebuie să plece de undeva. Mă, un motiv, eu pot să-ți dau, pot să-ți dau multe motive. Dar eu ți spun că nu existau motivele clasice, adică cu certuri, cu scandaluri, cu asta. Dar pot să spun că, nu când vine copilul bărbatul e mai neglijat, și că, na, ca femeie, vezi de casă masă copil și așa, și nu mai e, poate, scânteia de la început. L-ai neglijat? A... Poți să-ți reproșezi chestia asta? Ma, da, pot să-mi reproșez atâta timp cât, uh, am, la un moment dat, chiar când, na, când a venit omul și a zis că e nefericit, dai uh, seama că am zis hai cu ei, hai să facem ceva și am dus la pe terapie de cuplu, dar. Nu, era, nu, mai era, nu mai era deschiderea și din partea cealaltă. Știi? Adică, care, cumva, nici din partea lui. și gata. Da, și gata. Da. E, asta e că, cumva, nici mi s-a dat șansa să, să. adică, să mi se spună mai repede, știi, mai sunt nefericit, ai să facem ceva. Mi s-a spus, sunt nefericit, gata. Știi? Acum îmi vine în minte următoarea chestie. Niciodată să nu te duci la culcare cu o problemă nerezolvată. Adică, dacă ai o problemă cu soțul respectiv, soția, să o rezolvi pe loc, să nu o lași acolo. Pentru că se face din atât, se face, dita mai nenorocirea care poate să ducă la despărțire. Acum nu știu, probabil că vă e mai bine amândurora dar n-am de unde să știu, poate mi-ai răspuns tu. Eu cred că ne e mai bine amândurora sincer, îți spun. Eu, pentru că eu, măna, zic, zic din punctul meu de vedere, eu, mie mi s-a dat șansa de a fi prințesă. Uh, te referi e... acum la Cristi. Da, mă refer la Cristi. Pentru că, de ce spun asta, uh, în căsnicia cu Alexandru, el era prințul casei, el era soarele nostru. După el ne întorceam <laughs> toate, așa și eu și Ruxi, știi? Ok. Uh, Na, tu-l cunoști acum pe Alexandru foarte bine și știi, el este un om, un artist, chiar un artist, adică chiar este un artist în toată regula, are tot de probleme, din toate punctele de vedere mă refer pe partea artistică și atunci când are un rol, noi trebuia să fim într-un fel, adică să-i creiem condițiile necesare și acum e îndes acum eu sunt artista casei. Și sunt răsfățată, sunt băgată în seamă, știi? Și meritam și eu să găsesc așa ceva. Nu eu crezi? cred că orice femeie merită așa ceva. E, și aici pentru că ai zis de am zis eu de fapt de Cristi pentru că el îl cheamă Cristi Pitulice uh -huh. okay. și am înțeles că este unul dintre cei mai mari influențări în zona de turism asta uh, sau cu ce se ocupă el. Da el, el se ocupă cu foarte multe chestii. Uh antreprenor, ca să zic așa, dar da, e mai mult în zona turismului și a ajuns cumva unul dintre cei mai, nu știu, căutați influenceri, pentru că îți spun că e foarte căutat, adică nu există emisiune de la Digi fără să-și mai dea și el cu părerea că e de acasă, că e din studio. Deci eu sunt deja, mai dat afară mai mult decât mine. Ce se întâmplă, mai ales acum cu toate problemele da, cu pandemie? Să pentru că ești prințesă, da, azi. da, pot să zic, ce se întâmplă? Exact. Așa. Uh, și da, văd că e foarte căutat, și un cunoscător și un om extrem de deștept și de citit. Uh, dar eu uh, ți-am să-l admir pentru faptul că nu, -am, nu numai eu sunt prințesă și Ruxi este prințesă și zai să mă ca asta a contat pentru mine Se înțeleg foarte mult. Bine. Se înțeleg foarte bine și el așa ne zice prințesele, ce mai fac uite, așa cum a fost plecat o noapte și ne-a sunat. Și a zis, ce fac prințesele mele, cum sunt, adică foarte, da. e foarte drăguț ce se întâmplă. Asta era următoarea întrebare, dar între timp mi-ai cam răspuns. Adică... ți ai zis că vorbesc mult. <laughs> foarte eu vin. că vine o între una și eu. Ține o tot așa. -o tot așa că e perfect. Vreau să te întreb de ce, de Cristi, ce dar eu cred că mi-am făcut o imagine, la fel ca și cei care se uită acum la, la noi. Să trecem la, la o, într-o altă, într -o altă zonă și să te întreb, așa cum i-am întrebat pe foarte mulți dintre cei foarte mulți, am făcut trei podcasturi până acum, trei foarte mult. Cred că am întrebat pe toți, asta ar fi exprimarea corectă. Când ai fost cel mai fericită, cea mai fericită, cum se spune? Cea mai fericită. Cea mai fericită da? Asta îi întreb și eu pe copii la actorie. Da? Cea mai fericită întâmplare din viața lor, cea mai tristă cea mai fericită a fost evident... ce am fost evident și cea mai tristă a fost evident când am născut-o pe rucții. Adică nimic nu se compară cu sentimentul pe care l-am avut când am ținut-o în brațe. Adică nu neapărat momentul nașterii, cât momentul când am ținut-o în brațe. Știi? Că atunci când am născut, ți-o dă în brațe, nu înțeleg nimic. Dar după aia când v-au spălat-o, i-au dat-o o față prietenoasă. Așa? Și după aia când am stat așa cu ea în brațe, Mă uitam așa și nu îmi venea să cred, știi? Nu venea să cred că e a mea, că e copilul meu, că. Gata, am făcut-o și pe asta, știi? Că eram așa. wow! Foarte tare. Și vreau să zic că zile întregi stăteam și mă uitam așa la ea, dar zile întregi, adică nu făceam nimic, chiar dacă dormea, chiar dacă, știi, am fost genul de mamă care stătea așa, stăteam așa lângă patul și mă tot uitam, nu venea să cred, așa, știi? Că, că o am. Și acum nu, nu mai faci chestia asta, Bine, asta e lângă pătuțul ei și te uiți, adică nu, dar nu sunt deci, momente în care te uiți la ea și în continuare plutești de fericire că știi că există? Ba da, și o iau și în brațe și avem și cu ea am o perioadă foarte bună, deși cu ea nu e neapărat perioada bună pentru că Adică nu, nu, a fost în același timp. Au fost perioade și perioade. Ea trece printr-o una, e 13, aproape 14 ani, a trecut prin perioada asta de preadolescență, acum adolescență, dar acum sunt într-o perioadă foarte bună, dar foarte bună. Adică prietena mea numărul unu, ne înțelegem bine, nu trebuie să zic de două ori un lucru și îl face Adică este extraordinară înțelegerea, nu știu cât ține, cât o okay. să țină Dar am trecut prin tot soiul de etape știi? Și Acum că mai e și așa și învață și bine și mă ascultă și așa, știi, cum ești moile ca, 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 la o soagă, zeiță, da. Da. <laughs> știi? Și îmi place de ea că e, acum se transformă în femeie, știi, și mă văd și frumoasă și se îngrijește și uh, într-un fel mă văd pe mine în ea, știi, că toată mai mea haine de la mine și așa când o văd cu coboară, Când îmi pleacă dimineața, știi, la școală și o văd, o aștept și chiar coboară și așa, o văd frumoasă, deci tot așa, îmi crește inima, dar nu mai stau lângă pătus, dar da. Ce-ți dorești pentru ea? Mai să fie fericită. Eu am constatat că noi nu suntem fericiți în perioada în care ar trebui să fim cei mai fericiți, adică când suntem tineri. Atunci tragem foarte mult. Știi, și nu, nu ne bucurăm. Nu toți. Nu toți. Nu toți, dar să știi că o mare majoritate. Și. Uite, eu lucrez foarte mult tineri acum, pentru că datorită business-ului am foarte mulți actori de maxim 25-27-30 de atri. La 30 deja ies la pensie. La mine să duc să angajez în teatre, știi? Uh -huh. Și îți spun că constat chestia asta la ei, știi, că nu știu să se bucure de viață. Adică eu o, o disperare după agoniseală și înțeleg că vor un apartament, că vor, știi, dar mă le zic, băi, trăiți-mă acum. Trăiți acum că nu vă mai întâlniți cu vârsta asta, știi, și. Uh... Da, ce tu nu ai auzit-o pe asta când erai de vârsta lor? Uh... Ai auzit am auzit nu ai auzit-o. Am auzit-o, da, că dar. Nu te întâlnești niciodată cu ani ăștia, ai grijă ce faci, nu știu ce pregătești te bine terenul și așa mai departe. Da, dar de să știi că eu am avut. Uh, nu știu dacă neapărat a fost inteligența mea. Că nu, nu cred că a fost asta, cât am avut noroc. Pentru că tu aduci aminte de toate filmările pe Noi și munceam, dar ne și distram. Tu aminte că dormeam acolo la lacrimi de iubire, dormeam în buftea. Dar ne super distram, adică ne distram până la ora, nu știu, 3-4 dimineața, ne culcam și la 7 filmam și eram bine și eram frec. N-a fost nunta, nu mai știu, atașa lui Nicol E de iubire. Eu știu că atunci n-am plecat din bufte, eu știu că am dormit. Da, știu că am dormit parcă și o dată. <laughs> am acolo, dormit acolo și așa. Deci, într-un fel, am știut să ne deci și distrăm. <laughs> nu știu. nu mai S am aminte. <laughs> știu că am rămas peste noapte, Da, că am... ne chemau, nu ne chemau la ora de asta, 5 dimineața, să ne macheze pe toate, ce fetele, că trebuie, multe și trebuia să ne macheze pe toate, și era și luciu, și nu știu, eram o grămadă. Și țin minte că am zis, ce rost are mea, să mai mergem acasă să. Atunci eram și mai puțini actori față de proiectul Inima de Țigan, de exemplu, la care au fost 90 și ceva de actori. Cred că la Lacrimi de Iubire nu știu dacă am fost 20. Și cu toate astea, volumul de muncă era același. Acela, da. Și noi am tras de am mai ales în ultimele trei luni, mi-aduc aminte că de luni până sâmbătă, inclusiv. Da, inclusiv și da, Am fost niște eroi. Da, dar ne distram, adică eu nu pot să știi, eu nu, pot, nu simțeam ca muncă, nu știu, adică chiar. Da, de, mă bucur pentru tine. Eu nu pot să zic că m-am distrat foarte tare la Lacrimi de Iubire, la serialul Lacrimi de Iubire, la 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 da? Dar la Inima de Țigan, da. a, acolo a fost o altă mâncare de pește. Deci, acolo, chiar. Deci, la Lacrimi de Iubire, eu trebuie să recunosc că am, am intrat în depresie. da? o da? Eu nu știam, tot. acum aș vrea să zic. Salutare tuturor! sunt în depresie. Dar de ce era drag? erai drăguț? și succes, și erai și frumușel, erai și tot Mie ce nu mi-a plăcut. Atenția, Mie nu mi-a de ce, ce am Că făcut. Jucai tu mai... Sunt niște, au mai fost niște chestii pe care pot să ți le zic în momentul în care dăm stop, <laughs> dar în primul rând n-am fost ajutat așa cum mi-aș fi dorit de, de scenariu. Rolul pe care l-am făcut mi s-a părut slab, eu eram la început și mi se părea că sunt lovit din toate direcțiile. Dar hai să nu mai vorbim despre mine. A, că astăzi vorbim de despre. Fac uh, În orice caz. <laughs> dar nu filmăm pe. Apropo de podcast, vreau să mai spun niște niște chestii uh, care e legătura cu ce zic acum. Nu prea știu, dar o lăsăm așa. Ai vreo 250.000 de followers și de urmăritori pe Instagram? Da. De, 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 cum ai făcut? sunt vedetă, sunt vedetă, da, am rămas da, în România și am, am, am fost, ce? <laughs> am am fost ce? vedetă. Eu doar vreo 4000. mii, da dați-mi, fraților, și mie niște, niște, cum se zice, bine... Păi uite, vine acum, facem acum un selfie, da? facem un story, facem Vă rog frumos, că nu, nu se poate așa, m-a lovit, mă de pisma. Ce mă, că uite acum fata asta care joacă la noi în Adela, Mara, a făcut într-un uh, an de zile, deci da. acum contează, na... N-ai prins că nu era cu Instagram. Ești, pe, ești pe, pe sticlă, da, corect? Da. Dar trebuie să mă bag și eu din nou. Da. Dumneavoastră, urmăritori mulți pe Instagram. Dați-mi și mie. Dar -mi. asta nu e așa greu acum cu influențele alea, dar trebuie să mergi pe la niște emisiuni să mai. Nu, sincer, nu m-am ocupat de, de, de Instagram. Uh, m-am concentrat foarte mult în ultima vreme, adică de un an de zile, pe YouTube. Și îmi place. Îmi place să crezi sunt hartist. <laughs> și da, deocamdată merge bine, Doamne ajută. Și mă bucur de toate interviurile astea pe care le, le fac, le editez, le montez și le arăt la public. Adică e chiar foarte mișto din punctul meu de vedere. Cred că oricum ți-ar fi mai greu ție pe Instagram, că cred că la bărbații mai e mai complicat. Noi, uite, mai... O mai, nu știu ce de ce, ești? nu poți să vând și o, o, pastă de dinți dar sau ceva? Păi ba da, dar da, mă gândesc cum mai putea să-ți crești contul. Nu știu, trebuie mă epilez ca pe vremea când eram la gaz pe foc, pe picioare, așa cum mă făceam. Și nu știu, vând și eu, chilot stanga, something. Nu știu, deci trebuie no? să te organizezi să vezi ce și no, cu... no. Mă organizez eu, că doar nu rămâne dezorganizat. Și asta cu, cu școala de actorie, unde, unde te poate găsi lumea? Ai o, ai o pagină de internet? Da, am www.miniarshow.ro mini-art mini art show, show? Da. Okay. Anul asta, am făcut acum în martie, 10 ani de când uh, am mini-art show. Wow! Da, e, și, și am fost cu pandemia, nu mi-am dat seama, știi, și cu astea, așa, așa, și n-am mai făcut evenimente. Înainte făceam, deci, fiecare aniversare. așa. Și ce talente și... ai creat, așa, sau, mă rog, ai creat? Uh, mă rog. Măi, uh, de mine oricum mă, de mă interesează să îi dezvolt personal, adică nu neapărat să ajung mari actori. Dar să știi că am copii care joacă prin seriale, joacă prin. nu neapărat seriale, da, lecții de viață, așa, am. care mai fac reclame, voci, dublaje okay. la desene animate, una e chiar filme, okay. Așa, deci să știi că unii dintre ei se duc în zona asta. Dacă te-am întrebat mai devreme ce-ți dorești pentru, pentru ea, dacă vrei să se facă actriță, dacă vrei să se facă. nu știu. Uh, că ea, uh, acum, noi ne pregătim, e în clasa 7, la nu va intra în a 8 deci în câteva luni. Și ne pregătim, și zic ne pregătim pentru că chiar sunt și eu, adică nu sunt mama de ea, că ce noi facem, noi nu, deci sunt un fel de cheerleader la acest lucru, pentru Tonița. Vrea să dea la, ea e deși ei la Goethe și face totul în germană și așa, acum vrea să treacă la Tonița de la liceu și desenează, desenează foarte bine, face meditații în sensul ăsta câte șase ore pe săptămână, adică trei și trei ca să facă câte un tablou și așa. Și... Um, ea își dorește să devină creatoare de anime Adică, What? de la. fel de, de desene animate. Ah, okay, dar sunt okay. pentru. anime sunt practic desene animate ale japonezilor și sunt și pentru adulți și pentru copii de plus 13 sau 16. Le știm, da. le știm, da manga. Așa. Manga, așa. Deci, de da, dar... da, da, da. Nu, nu. nu. <laughs> Ue, so, mai știi dacă este banul acum? Bine, nu, acum, da, dar. asta adică, dacă este banul. Dar, să știi că cochetează foarte mult și cu actoria. Ea a filmat foarte mult, de mică, face dublaje la desene animate, și nu numai și la serialele astea de la Disney Channel și Disney. Și îi place, să știi că mai are tot că stă așa la masă și vine și la mine la școala de actorie și vine de când era mică, a făcut o pauză la un moment dat. Și acum iară vine, adică auzi, parcă aș mai veni și eu, mă mai primez, zic, te primesc vinerea, când e înainte de weekend și poți să-ți faci lecțiile, că noi uțării suntem pe să intre la liceu. Și uh, o mai apuc așa, dar parcă m-aș face și actriță, că îmi place, îi place, știi, și... Da, dai seama că ești talentată, că vine din doi actori. Cu asta a crescut și cred că contează și asta, să tot crești. A venit cu mine la filmări, a venit și la tasul, la teatru, păi, și la mine. Ce se naște din pisică? Știi? Da, adică e foarte familiarizată cu toată, tot ce se întâmplă în zona asta. Dar visul ei acum este să plece la Londra, până acum era Japonia, până acum -a vreo 2 ani, dar acum e cu Londra, și să creeze acolo anime. Și îmi zic ce îmi doresc pentru ea este să fie fericită și de asta zic că sunt fel de dar Când o văd că lasă garda jos cu învățatul și asta sunt Ruxii ce ne dorim noi să fie cea mai fericită și tu când o să fii cea mai fericită? Dacă intru la tonița. Uuu, deci trebuie să intri la tonița. Deci ce trebuie să faci? Să învăț. Uuu, hai! Deci așa <laughs> sunt, dar jur, adică așa sunt. <laughs> nu exagerez cu nimic. Tare. <laughs> și gata, imediat. Nu mai face de... Deci ea făcea înainte de pandemie, făcea și sport. După aia am intrat cu online-ul și să... Na, cu sportul online, ca să zic așa. Iar acum are multe meditații. Are germană, că ea dă și la germană capacitate. Germană, matematică, la română nu are meditații, dar o să aibă de la anul, desen. Și mai cochetează mai nou cu călăria. Dar cam o dată la două săptămâni. Știi? Pentru că are în fiecare zi ceva. În fiecare zi ceva. Și ar trebui să facă și sport. Nu neapărat că are probleme cu greutatea, că o văd, că stă cocoșată, că na, adică nu are o atitudine de, de, om care face sport. Și ce vorbeam la început, că e vorba de o energie, de o sănătate a corpului. Știi? Da, da. într-adevăr. Când ai fost cel mai. cea mai. când ai fost cea mai nefericită? Că știi că îți rămăsesem dator cu întrebarea. Da. De fapt, uh, mai cea mai nefericită am fost când, nu știu cât îți mai mi amintești, dar eram, eram, la acasă, am pierdut o sarcină, prima sarcină și n-a fost cu, doar că am pierdut-o și atât, a fost cu malformații, a fost o poveste foarte tristă. Eu eram destul de avansat, adică 5 luni cu sarcina sarcină și la un moment dat la o morfofetală, la o ecografie, am descoperit că copilul avea malformații și a trebuit să renunț. Și n-a fost cea mai ușoară decizie pentru noi, nici pentru mine, nici pentru Alexandru la momentul respectiv. Da, adică n-a mai fost, n-a trebuit să provoace naștere, adică n-a fost tocmai deloc, a fost o săptămână, cea mai urâtă săptămână din viața mea. Și da, atunci a fost urât, urât, chiar urât. Dacă ai putea să, să călătorești în timp, unde ai vrea să te duci? În viitor sau în trecut? M-aș duce în trecut. M-aș duce, că m-am distrat. Eu de aia zic că m-am distrat când cât am fost tânără și să știi că nu știu, cred că m-aș duce acolo în perioada numai iubirea, la crim de iubire. Ce a plăcut mult de tot Mi a atunci. Plăcut, da. Ți e doar plăcut. de vremurile alea da, așa de tare? Da. Nu mi-e doar de, neapărat de vremurile alea, cât de, cât de bine ne înțelegeam. Numai și acum că filmăm, nu-ți imaginea că nu ne înțelegem bine, dar nu mai e atmosfera aia, știi? Adică veneam cu o super bucurie la filmare, îmi placea foarte mult, foarte mult. Știi? Cu cine te înțeles cel mai bine atunci? Păi, mai, cu toată lumea. Deci, ideea este că la numai iubirea, de exemplu, nu, mă înțeles cu Alexandru așa de bine că ne-am și luat. Cu Adela mă înțelegeam foarte bine pe eu știam și de la în familie dinainte. Corina Danila, Oana Zăvoranu, cum era ea zăpăcită și am plăcea de ea de mult. Atunci o descopeream, eu știam de mult. Mai ales că pentru mine a fost că eu cumva, știam și pe Alexandru, știam și pe Corina Danila, știam și pe Oana, știi, și cumva era, mamă, joc cu vedetele astea, știi, și eram așa. Deci pentru mine a fost foarte, foarte frumos. După aia, la lacrimi, <coughs> mi-a plăcut foarte mult că... La, mai iubirea nu e că nu-mi plăcea rolul, dar mă chinuiam foarte mult să vorbesc așa, știi, și la lacrimi am jucat o, o bunăciune, era și frumoasă, era și rolul mare, eram așa de că îmi plăcea, mă, îmi plăcea tot. <laughs> după aia, nu ai mai fost bunăciune în uh, uh, inima de țigan? Da, dar tu știi că, uite, acum să știi că cea care mă machează este Corina Hera, și acum, chiar acum am vorbit cu ea, cu vreo săptămână, cred, despre cum devenisem noi țigani, de adevăratelea acolo, că stăteam. Acolo toți mâncam de nu mai ți mai minte, mâncam pepene muște cu de pe jos, adică bine, nici nu era cu COVID cu acum. Dar eram, treamă ca Nu știu tare, nu știu de <laughs> ei eu, eu, eu nu mâncam pepene cu muște. Nu știu, eu dar... știu că într adevăr voi parcă tu aveai mai mult și pe la bogați și pe la ăștia, pe la români, tu aveai mult. Dar eu filmam numai în șatră. Și eram acolo tot timpul, Gianni toate, se și acolo, da, da, să și acas. mâncam acolo, și mâncam semințe, mă, eram vână tot, tot timpul eu, eram vână tot, tot timpul, natura nu trebuia să mai dea cu nimic, la buze, de la câte semințe spărgeam și spărgeam într-una, adică nu era că la set sau nu, într-una, știi, adică era, că chiar vorbeam, tu mai ții mă minte, noi ne transformasem în țigani și era foarte mișto atmosfera și cu hainele alea, cu atâtea gânduri când filmam în, era câte era, nu era, nu aveam pe jos asfalt. Și când era ploaie sau în soare, noi stăteam în noroaiele alea, cu fustele alea, cu nici la toaletă, că a, asta rădeam cu, cu, Corina, că de multe ori nu ne mai nici la toaletă, că era, știi că mai eram mai în fundul șatrei. Mm -hmm. Și de multe ori mă după casa aia Unde era casa Și nu te-am niciodată Deci asta Dar... zic Eu chiar vorbeam cu Corina zilele astea Tu mai ții minte că ăla n-a fost mai un fenomen Pentru oamenii care s-au uitat La serie, El a fost pentru noi Că ne transformați Vorbeam cu fă, ai mă că vorbeam deja Eram de da, acolo, clar, vorbeam că... între noi Cu fă, cu ai dă-te fă ăla, mai dă Și m-am trezit îl o în mașină de, Venind dinspre buftea, mergeam spre casă și era, era o intersecție blocată, țin minte și acum perfect ce am zis. Și m-am uitat la intersecție și ce morților face ăștia aici, mâncați aici? A ta, Păi, mă rog. what the fuck. Da. da, da. da. Și era erau oameni de la figurație, care era un șatră și cu care ne prietenisem, găteam, făceam grătarea. Da, Loredana, mă, că asta și asta vorbeam cu, cu, cu Corina. Loredana, care avea agenții ei de firmă lui Vitoane, Dalea și erau pe acolo, printre câini, printre mozoaie, printre... Deci ce era acolo, știi? Dar era și asta, mi-a plăcut de n-am mai putut, adică nu pot să zic că mă zic, oh, ce greu a fost, a, fost greu, doamne, iată că a fost super greu, dar a, a, fost foarte frumos, foarte, adică am așa niște amintiri foarte plăcute. Știi? Da, nu, nu simți momentul în care îți place, ce și... Când îți place ceva foarte mult, nu cred că ai cum să simți așa greutatea. Adică, știu, mie îmi plăcea la nebunie faptul că nu trebuie să mă machiez, nu trebuie să-mi da aranjez părul, nu trebuie să-mi aleg hainele. Că înainte m-am certat cu Mihaela și cu Michi de la costume, m am certat rău de tot la primul proiect. Că aveam o pată aici, pe tricou. A fost scandal monstru, știi? După care, la inimă de țigan, lua de acolo mototolite, cum erau, iar de ale îmbracă, de tasor, Plus că în căzute și cum astea, aici aveam o problemă și eram de acolo. Nu știu dacă ai observat, nu contează, dar era exact ce trebuia. Ce trebuie, da? da, și nu mă deranja absolut nimic. Focus sunt și burta aia de la Covrigi e de dimineață, că veneam cu câte 20 de Covrigi, nu știu, Bănuiesc că ți-am dat tema măcar unul la un moment, da, da, nu știu, știu, știu că ți-am zis că mă culcam toată cu dejun, lumea. Dejun, da? Plus că mai făceam și, asta nu știu dacă, dacă e bine să zic, dar mai făceam și niște grătare pe acolo. Păi da! da? Știi? da zic asta că zic, că făceam grătare. Mă făceam. culcam în mașină, nu știu, eu știu că mă culcam în mașină, asta era clar. După masa de prânz mă duceam și trăgeam în pui de somn. Dacă mai aveam noroc și de vreun pat liber pe acolo până platouri sau mai știu eu ce, era perfect. Dar a fost o perioadă într-adevăr foarte, foarte frumoasă. Tu gândești că eu am fost gravidă, cred că undeva 80% din, din, serial. Și eram foarte ok, adică nu pot să zic că mi-a fost greu, rău, știi, adică eram acolo. Da, bine când Gravidă se zice că Dumnezeu îți dă, nu știu cum se numesc, substanțele alea chimice care te țin high, te țin happy, așa într-un... de seama să fii la un proiect la care îți place să lucrezi și să fii și hai, și poți să dorești clar. mai mult. Că după, după ce naști de, sunt foarte multe femei care fac de, o da, depresie, depresie de, din asta de, de, postnatală. O zic din propria experiență, pentru că. Tot eu... Până ai trecut prin. Trecut se și, și vede, da. da. Dar, da, a fost o perioadă extraordinară. Uh, și vreau să te mai întreb de, de colegi. Uh, că mi-ai spus cu cine te înțeles cel mai bine, dar ai avut și oameni care pur și simplu te-au scos din sărite. Uh, mai cu care să lucrez eu direct așa, n-am avut. Auzeam de la alții și mă, mă speriau. Ok. <laughs> că genaul ăla e așa și ăla e așa și eu ne lucrând cu el ceva, ok. Dar nu pot să zic că am avut să nu mă înțeleg adică să mă, sco să mă scoată din serie, nu m-a scos nimeni. la inima de țigani nu am auzit de niciun adică... fel de ceartă între niciun. Da, nu, nici, niciul la inima de țigani. Mai mult eram acolo toată ziua nu. Deci eu nu am avut, dar să mă, că jur, asta nici nici acum, așa să mă scoate cineva din sărite, adică să zic, băi, nu mai pot, dacă mai lucrez cu ăla". ești așa. extrem de pozitivă, tu ești tot da, timpul ești. Poate și ești de asta. Haide, azi, de, deci nu nu trecut, hai, deci poate nu ți-a trecut fai ăla. Poate și te... de asta, da sunt. E, 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 e ceva? Nu. Nu? Nu, nici nu, nu. am fumat, nici fumez niciodată, n-am Nu tei drogat niciodată? Nu, adică. Păi, îți dai seama cum ași. Păi Depinde <laughs> acum de ce bagi să am pică dacă dacă da? e cocaină, nu cred că faci 10 10 podcasturi <laughs> într unul respect pentru energia pe care o ai fără droguri, alcool, bagi? Uh, mai bag alcool de două da. pe săptămână. Uh, știi exact și zilele în care bei sau uh, o să zic, da? 90% vineri și sâmbătă. Okay. Dar de exemplu, uite cum azi că mă duc la o degustare de vinuri de aici, o să fie joi și Asta sâmbătă. Că domnul Pitulițiu cu asta se ocupă, da, dintre altele. Corect? Deci, da. Deci ai plus să Dar să știi că vreau de dor pe săptămână pentru că mi-i pun. De nevoie. De mi-i pun, nu. În lockdown. Așa. De-am zilnic. Că, de, ce să faci? Mai așa, mai așa, un pic de sport, un pic de grădinărit. ce aia mică ce zice? Ce? Că beau? da. Păi, că era și ea Lockdown-ul s-a întâmplat acum doi ani. ani, da. Voi ați divorțat acum trei. Da. Okay. Nu, eram deja cu Cristi, că nu ne-am mutat. Hai să ne mutăm, că dacă ne-au obligat orice, să ne mutăm, că <gript> nu, să, să, trebuie să stați într-o casă, ori într una ori într alta că nu se poate. Și uh, am, la un moment dat începusem și filmările. Deci se terminase se cu lockdown, în august au început filmările. Mă, și în fiecare seară venea, aveam poftă să beau câte un pahar de vin, știi? Uh, am mai vorbit și cu niște doctori care ei zic așa că, știi, pe. Așa că e bine să bei un pahar de vin, dar dacă stai cu ei de vorbă, spun, mă, nu, nu e bine să bei alcool în fiecare zi. Adică chiar nu, pentru sănătate nu e ok. Și a zis, hai să fac o zi, da. Deci, deja că deja începusem filmările la Adela și le spunem, băi, vă rog eu frumos, lăsați-mă că astăzi, a zis ziua în care nu beau și mi-e foarte greu că o să plec de aici și și o să am chef așa de un pahar, de mine era încă august, septembrie, adică era încă cald afară, știi? aveam chef să stau pe terasă să beau. Și tu știi că era greu să nu bei paharul păi ăla ce, de să faci, soro, ce să faci, ce să faci în, lockdown acolo? Că poți să te uiți la televizor, adică e ca ziua cârtiței, știi? Se întâmplă același lucru de fiecare dată. Măcar să te mai amețești un pic, să nu mai. Dar nici mă amețeam conștienti. așa, că, că, e că da, 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 e alcool Da, 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 e alcool și da, probabil de o stare bună. Așa. Și după aia când am văzut eu că așa a fost greu la o zi, da, o zi, nu, ia să trec eu la doar două zile pe săptămână. Că... Și ai rămas la două, și zile, pe la două pe săptămână. De, de vaccinat, te vaccinat? Da. da, de trei ori. Adică și cu boost și cu de toate. Ok. Nu ți-e frică că ți-au băgat ăștia chip în tine? Mă, nu mi-e frică, mie nu mi-e frică de nimic, pentru că eu am așa senzația că dacă ești sănătos la cap, dacă te-a pus să crezi în toate alea, pe toate alea vin pe tine, știi? Okay. Dacă ești sănătos la cap și o duci bine cu cap, nu ți se întâmplă nimic, adică ai două alternative, știi? A și, B. și eu cred că o să fiu frumoasă și sănătoasă și fericită toată viața și nu poate să vină orice vaccin să-mi facă, că nu scap de chestia asta. <laughs> și vă că merge deocamdată. Da. Ce să zic? Că... Ai cam greșit asta aici cu vaccinul. Da? Tu nu te -ai vaccinat? Ba da. A, ce... <laughs> ca, ca să știu că să știu ce ai da, Încercam din nou să fiu simpatic. <laughs> Dar și de faza cu războiul, ce zici? Uh, mai uh, m-am călit foarte bine la asta cu COVID-ul, știi? N am fost nici aici la asta cu COVID foarte de... Foarte, adică să fiu așa într-o panică, dar o luase și eu cu dezinfectat în geantă, cu dezinfectat să mă tot mă dezinfect. Când mă mă spălam pe mâini și înainte, că doamne, nu m-am învățat COVID să mă spăl pe mâini. Dar acum aveam dezinfectant, cum găzeam cum un dezinfectant, este la terasă, la repede mă dezinfectam. Și până am făcut COVID. Și am avut noroc l-am făcut destul de repede, am făcut în octombrie atunci, în 2020. Și am văzut că nu a fost chiar așa, adică am făcut o gripă. Mă rog, -am, dar nu mă vaccinat atunci, când încă nu a apărut să vaccinul. Și m-am mai calmat, știi? Adică am zis, mă, parcă nu-i dracu așa de negru, știi? Și am luat-o ușor, ușor, mi-a revenit, după care mi-am luat. Bine, am respectat toate regulile, dar n-am mai, nu mai dezinfectam nimic. Mă spălam pe mâini când mă spălam pe mâini și aia, adică nu mai aveam dezinfectat extra în geantă și așa. Și acum cu războiul la fel. Când a început războiul, toată lumea a început cu tăia razna, aoleu, aoleu, și am zis nu. Deci eu nu mai las. Ce ai cumpărat ulei? Nu, nu mai am cumpărat ulei, eu nu știu cu ulei de... Deci eu asta n-am deci am rămas șocată, pentru că eu nu mai gătesc de mult cu ulei de... Ai scos banii din bancă? N-am scos nici banii din bancă. Nu vrei să investești, să-ți cumpere o casă, ceva, știi pe cineva care lucrează ca agent imobiliar. Da? da. Numai că, că ban, nu mai ca acum, că să ți de bani, nu să-i mai dai. Am vrut să-mi renovez casa, în schimb, și m-am -am pus să mă fac așa instagramabil, apropo de Instagram. Să fac și eu locuri unde pot să fac poze, să mă mai vadă caloriferul, să mai vadă firul, nu știu care. Și acum ce Cristian, mă, să mai stăm o tur. Am, am, ceva drăguț, am un penthouse în, în, da, în Floreasca, la 1.400.000 de euro, dacă te interesează. Bă, stai mai, da. să, mai, mai filmez. Știi ce, poziție poze ți acolo? Da, frumos, nu? E ceva deosebit. Da. da. E într-adevăr o chestie nasoală asta cu, cu războiul, din punctul meu de vedere, mai ales atunci când lumea intră în panică. Parcă prea multă panică a fost în ultima vreme, așa ne-am obișnuit să trăim. Îți da pentru copiii ăștia mai mici, când o să fie totul bine și frumos, nu o să știe săracii să, cum să o ardă, îți da seama. Păi tu știi acum că s-a scos masca, Uh, și am crezut că e prima dată doar la filme, după care am văzut la copii cu care lucrez la actorie și după care am mai vorbit cu mămici și se pare că nu-și scot masca. Dar nu că nu la școală, că nu oricum încă se poartă mască, dar uh, așa, în general, nu că sunt mai bine cu mască, mă simt mai bine cu mască, sunt mai bine cu mască. Și nu la fii am zis, ai mă, pe bune, adică dă masca jos, suntem în... Adică, eu, cum să zic, ea nu purta mască în casă, dar la mor purta și acum neam am sunt mor. Și să-și pună masă. Ce faci, mă, de masă? Nu, 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 că mă simt mai bine cu masă. Și sens după aia, vorbind în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta, la actorie, ușor, ușor, și-au dat-o cam toți. Cred că mai am doar o singură fată care poartă mască în continuare, că n-am obligat pe nimeni, am lăsat așa. Dar după aia, vorbind cu părinți, da, se pare că în zona asta de adolescență nu vor să-și dea masca jos. Adică s-au obișnuit așa. Știi? Și nu numai în zona de adolescenți. Da? da? Și tu, da? Adică în momentul în care am ieșit din nou pe stradă, nu, nu vreau vroiam să ies fără mască. Pur și simplu nu aveam chefă, Mă, mă simțeam, cum să zic eu, dezbrăcat. Mă obișnuisem cu masca. Bine, la mine e și o fază că nu-mi place să mă recunoască lumea pe stradă și îmi pun mască dacă e să îmi pun și o șapcă, Adică, dar în orice caz îi simțeam lipsa. Am zis, po o fi bine, o fi rău. am eu, Hai să zicem că -am, am tras de mine să mă dezobișnuiesc sau să încep să merg fără mască pe stradă. Dar, una peste alta, suntem aici? Suntem uh, alive? Chiar crezi în viața de apoi? Uh, eu țin post, deci. <laughs> îmi să seama că dacă țin post, înseamnă că îmi scriu uh, deja testamentul <laughs> pentru partea aia, altă. Ok. Glumesc. Adică, <laughs> îți dai să seama că cred că ceva este după, din moment ce fac investiții de acum pentru viața ai Mă mai întreabă lumea, de ce ți pot spune? Cum, să asigur următoarea. E că de bisericoasă? Din. Eram mult mai bisericoasă înainte de pandemie. Acum încerc să-mi revin. Adică n-am mai fost la biserică de mult, de foarte mult, pentru că a fost cu pandemia nu mai ai voie, nu știu ce și așa și după m-am obișnuit să nu mai intru în biserică. Deși înainte de pandemie Ier mă duceam măcar o dată pe săptămână, adică posturile erau cu pospovedit, cu tot acâmul, știi? Acum n-am mai făcut, dar m-am și obișnuit așa și vreau să zic că acum vreau de postul ăsta să îmi reiau obiceiul. Nu e neapărat că într-un fel și asta vreau să... Adică nu e neapărat că cred, într -un, cred în ortodoxism așa, pentru că nu cred în religii. Dar eu asta am învățat. Ortodoxismul. Și eu despre asta știu. Și atunci, dacă este practică. Asta ca și cu masca. Da, știi? Da, exact asta. Dacă asta știu eu să mulțumesc Universului în spiritul ăsta cu care am fost crescută, îi mulțumesc așa, știi? Eu cred că e foarte bine și... să te rogi, nu neapărat să te duci în biserică și să te rogi. Cred că cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, este să te rogi, să te concentrezi pe niște lucruri. Da, dar mi s-au întâmplat de multe ori lucruri a uh, ahauri, cum le zic eu, în biserică. Adică să mă duc să stau, să nu fie într-o zi de slujbă, pur și simplu, uite, acum, să mă duc Așa. acolo să stau, nu e nimeni, de obicei e liniște, stai pe un acolo frumos și să am o, știi, o revelație, un gând, să mă duc acolo cu un gând să caut o rezolvare, un răspuns, da, e și mai multă liniște acolo, într-adevăr, nu e. Adică, de asta, eu mai mult pentru asta mă duceam la biserică. Știi, că acolo pentru asta te duci, exact. Adică, de asta. Că e, și cu răgăciunea acasă, e ca cu sportul acasă, știi? Dacă tot așa, n-ai o rutină în care zici, da, mă, stau 5 minute, 10 minute dimineața sau seara și mă rog, atunci, cu mai dai schip sau cu toată foarte somn și zici repede, mă rog, eu, mie, în cazul meu, e dată lor, am bifată și pe asta. Dar Da, cred în viața de apoi Și cred că trebuie să facem lucruri aici Ca să fie bine după Crezi că și... există și rai și iad? Nu cred în raiul ăla Și raiul, rai, iadul ăla Pe care Am fost la Alexandru la un spectacol Acum 4-5 ani Și în spectacolul ăla Am găsit răspunsul La ce înseamnă Pentru mine raiul și iadul și era vorba despre niște oameni care aveau, deci s-a dus cineva, a ajuns în, a murit, s-a ajuns în iad, în rai și când a ajuns în, iad, în rai a zis Doamne, te rog, poți să mă duc și eu până în iad un pic să văd doar cum e. Doamne, sunt curios să văd cum e și după aia vin în rai. Și când s-a dus în iad, oamenii aveau niște țepușe imense în mâini. Și uh, era foarte multă mâncare și băutură și tot ce vrei acolo, dar ei nu puteau să bage în gură pentru că erau alea foarte lungi și nu, nu, nu puteau să intre să ia mâncare. Și atunci urlau de foame și erau disperați și cu alea în mână. Și uh, când s-a dus în iad, în rai, uh, erau aceiași oameni cu aceleași țepușe în mână, dar își dădeau unii altora să mănânce. Deci, ți-am zis, nu este a mea, e din spectacolul spovedanie și atunci am zis asta, asta înțeleg și eu prin rai și iad. Cred că ți-l mai faci și singur și raiul și iadul și asta cred că e după, știi? Adică cred că cum, exact cum ți-ai trăit viața aici, există un nivel al tău acolo și dacă tu ai trăit cum ar veni, nu știu, rău, așa o să-ți fie și acolo. Știi? Dacă tu ai trăit frumos și bine și, mă rog, că ai putut tu de bine, nu înseamnă că nu, fac rău, că poate mai fac fără să vreau, știi, involuntar. așa o să-mi fie și acolo. Adică tu crezi că viața poate să fie extraordinară pe pământ, dacă ți-o faci singur frumoasă, dar poate să fie și iad. Da. Adică aici putem să le avem și pe una și pe cealaltă. Da. Și de asta și asta cu războiul. Că pot să aleg să Că, de, acum eu, de exemplu, trec printr-o perioadă în care văd oameni care empatizează cu ce se întâmplă, și cu refugiații, și cu războiul, dar nu fac nimic, doar îi vezi că vorbesc pe la mese, vai, săraci, vai, săraci, aule, vai, nu știu ce. Și vezi oameni care fac ceva și oameni care pur și simplu trăiesc viața în, în, în continuare, ca și cum nu s-ar fi schimbat nimic, sau nu s-ar fi întâmplat nimic, și sunt oameni care trăiesc viața în continuare, fac ceva și nici nu știi că fac. Știi? E, cumva eu sunt genul de om, ori ești pe teren și atunci joci, și atunci și dacă vrei vorbești peste, despre, dar dacă nu faci nimic și nici nu joci, mai bine și taci. Adică, știi, nu hai. Mai, hai să vorbim, dar nu. Ori mă duc, fac, acționez, ori tac. Știi? Adică asta, și asta e și, dacă tu stai și vorbești, vai, război, vai, vine, vai, nu știu, ai, să faci iadul. Da, că de treaba ta în continuare. Eu, sincer, nu cred că o să fie război la noi. Să uh... te audă Dumnezeu. Uh... Din două motive. Una, că suntem în NATO. Doi, că am, avut, am auzit un speech al lui Putin și mi se părea așa foarte... Care la noi, la rolul, știi? Când tu trebuie să joci un rol negativ, tu trebuie să justifici de ce faci lucrurile alea, știi? Uh -huh. Și așa l-am auzit pe Putin spunând clar de ce a la... a face război, știi? Și mi se părea foarte logic ce spune și nu avea treabă cu noi. Adică avea treabă strict cu Ucraina. Uite mă cu țigara obișnuită în gură, ceea ce n-am prea mai făcut în ultima vreme. Arză le ar focul să le arză. Da. Care e filmul tău preferat? Uh, dacă așa mai iei la CV, adică vrei să ne așa un film preferat, este Pe vântului. Deși am văzut o grămadă de filme așa de-a lungul vieții, tot asta a rămas Preferatul meu, dar na, asta era filmul pe care, care îmi plăcea la 20 de ani. Așa între timp acum am mai văzut o grămadă de filme și ți-aș mai spune. Nu știu mi-a plăcut și îmi place foarte mult Bubble. Nu mai știu ce filme am mai văzut așa. Mi-a plăcut și Dune acum mult, chiar mi-a plăcut. Okay. Și de recente, că, mă rog, și Babelul ăsta a fost făcut. Vechi, da, da, vechi, da, a da, fost unul dintre filmele. 10-15 da. ani. Da, da, da. Ce filme bune ai mai văzut în ultima vreme? Păi, uh, mi-a plăcut asta, Don't Look Up. Uh, dar nici n am mai fost așa mult la film în ultimul timp, tot din cauza... Da, la cinema bănuiesc că n-ai mai, -ai mai fost, nu? N-ai mai ieșit. Acum am fost și am văzut Batman, nu? <coughs> film. Batman? Da, da, da. Ok. Uh, și dacă ar fi să vorbim despre actori? Uh, Măi, despre actori. Uh, cred că. Nu te să în afară na, de zice, Bizziru, da. Ce stai că <coughs> n-ai fost, rău în inimă de țigan, adică dacă e să o luăm așa, nu poți să zici că... Mulțumesc, dar eu am încercat să fiu simpatic, <laughs> știi? Adică, știi, cu, cu, o floare nu se face primăvară, dar mulțumesc, frumos, mulțumesc, n-am fost rău. E asta, Vivian Lee, că de asta îmi place și foarte mult pe aripile vântului, dar chiar astăzi eu, până să vii tu, mă uitam la tipa care joacă în Hunger Games, Jennifer Lawrence, și îmi place foarte mult deci am descoperit-o datorită lui Fimea. Fimea este nebunită după ea, și așa am început să ne uităm la Hunger Games și toate filmele astea, la care poate m-aș fi uitat. Așa și după aia, ușor, ușor, a început să-mi placă. Am văzut și și simpatică foc, adică am văzut-o și. Hai, frumoasă, nu fumoasă. numai la asta, că îmi place energia pe care o are. Da, da, da. E adică am văzut-o în interviuri, mă uit la. cum îl cheamă Robert Norton, cum sunt niște late-night show-uri, cum îi aduc pe mm -hmm, actori, mm -hmm. le dau de băut. Poveste despre ei și sunt. Da, pe pânete îi urmăresc, inclusiv pe YouTube și am văzut-o acolo care. De, pur și simplu am râs. Adică, eu o fată cu foarte mult uh, umor. Umor, da, da. da. Uh, și o actriță talentată, adică unde am văzut o până acum m-am uitat așa un pic la Hunger Games, nu m-a deranjat deloc, nu pot să zic nici că a făcut din punctul meu de vedere vreun mare rondă. Păi nu, nu, dar tot. am văzut o după aia, am mai văzut acum și Dom cap joacă, dar am mai văzut ah, da, și da, în corect, da. ah, corect chiar acum am mai asta. Da. da. Uh, Scarlett, Johansson îmi place uh, băiatul ăsta care joacă în uh, Dune, Timote... Îmi place, tot așa, datorită lui Ruxi. Nu vreau să mă mai refer la cei vechi, știi, adică să zic uh, Brad Pitt. Uh, mi îmi place Brad Pitt. A ajuns Brad Pitt, Pitt fraților, a ajuns vechi, vă dați seama. Da, asta zic. N-aș vrea să mă duc la ei. Adică, normal că e simplu să zic repede. Brad Pitt. Uh, Cam bancul ăla. Nu zic. putem să-i omorăm măria dacă <laughs> îi știm de, de când era atât. Da. da. No. Noi îl știm pe Brad Pitt de când era tânăr. Da, și tânăr. -și Tânăr și, frumos și A fost iarăși, adică, un film care da. mie mi-a plăcut foarte mult uh, Sau uh, în uh, Meet Joe Meet Black, Black da. Un alt film de excepție și un rol Care după umila mea părere merita un Oscar Da, Dar n-au vrut să-i dea N-au vrut să-i dea nici un Oscar ca, ca și cu DiCaprio Ca și DiCaprio a făcut o grămadă de filme Bune și roluri bune și i-au dat pentru uh, Reveratul e... Care Ma pot să zic că așa a fost așa rolul... Nici filmul a fost așa, cine știe ce. Da, da, Deci mai este mai lucru decât că s-a curs. Cu da, exact, aia cu <laughs> și ursul. -a supraviețuit și ca și... Nu știam de, de și urs, asta, asta, am reținut -o <laughs> da, din Da, Dar na, i-au dat pentru toate rolurile în care nu i-au dat. Exact, ia mă, și tu, dat te doamne, iartă-mă, probabil că stătea acolo în anticameră și zicea, hai mai ne dați și mie, vă rog, frumos. Da. Uh, mai devreme vorbeam despre religie, despre viața de apoi și mă gândesc că n-ar fi deloc rău să te întreb următoarea chestie. Dacă ar fi să mori, s-ar putea să mori și tu la un moment dat Așa. și să te întorci din nou pe pământ, ca ce ai vrea să te întorci? Deci, mă crezi că astăzi m-am gândit la chestia asta? Uh, yeah, dar uh, nu perfect. că în, în ce aș vreau să mă întreb, m-am întrebat dacă vreau să fiu frumoasă sau deșteaptă. <laughs> 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 nu ți un loc unde m-am gândit, dar să te așa zic, auzi dacă m-ar întreba oare în viața de... Între vieți așa, au când te, te torci înapoi, dar acum o, aș vrea să fi Și mă, am întrebat ce aș vrea să fiu frumoasă sau deșteaptă. Și um, întrebarea mea pentru mine era că da, eu acum sunt deșteaptă, <laughs> că eu mă consider frumoasă, adică chiar am tot ce-mi trebuie știi, și am avut totdeauna tot ce-mi trebuie, deci nu pot să spun că mă consider urâtă. Și -a, mamă, el mă întrebam dacă eu sunt deșteaptă acum ca să știu dacă, dacă să cer cam tot același lucru, în gen același pachet și în următoarea <laughs> viață. Da, o, o întrebare foarte bună. De Jur, Deci azi m-am gândit la asta. ți am zis, într-un loc să te am eu așa cu mine și uh, eram. Uh, yeah. Dacă ar fi. Ok, de aici se naște următoarea mea întrebare. Uh, dacă ai avea de ales doar între frumusețe și inteligență, ce ai alege? Adică nu poți să alegi și una și alta, trebuie să alegi una singură. Una singură. Măi, uh, cred că cu greu, cu greu, aș alege inteligența mie frumusețea uh, mi-a adus multe beneficii, știi? Inclusiv cred că și de asta am filmat, că totuși la televizor îți trebuie fete frumoase, na, știi? Și atunci, cumva, nu pot să zic că, asta că e bine să fii doar deșteaptă, știi? Adică, ți-am zis, m-am gândit astăzi la asta foarte, foarte... Dar poate cu un intelect bun ajungi să fii frumoasă, știi? Adică să te faci frumoasă, să faci plăcută. Pe de altă parte, mă gândesc că dacă ești frumoasă și atât, ești proastă, poți să pui mâna pe o carte, o 100 și să te faci și, deșteaptă. deșteaptă așa, știi? Așa, e dreptate, dar nu Bine, în ziua de astăzi poți să te faci și frumos, poți să te faci și bărbat, poți să te face elefant dacă vrei, bărbat, adică e, poți să te faci orice. Adică, cred că nici nu mai contează. Adică, nu-ți mai bate capul cu întrebarea ce să fii deșteaptă sau frumos sau deci ce. Deci, astăzi, astăzi mi-am pus întrebarea. Adică asta. dacă, Doamne, ferește, în viața viitoare vei fi urâtă, ai văzut. Tai da, de da, mai pui în a, bine, să, să te naști cu trei mâini sau patru în Nu, Sau Doamne de tereste, nu, nu că... în sensul că nu știi în ce, ce epocă te naști, adică în sensul că poate nu știi că ce o să vină după noi. Poate e mai rău după noi, adică ca și lumea, poate o e de în jos. Eu de asta, vis-a-vis -vis și de război, nu sunt așa superiată, pentru că, nu, să nu uităm că noi am trăit în comunism și era cu sărăcie, dar nu pot zic că am avut o copilărie nefericită mă descurcam și atunci, știi? Era ok, știi? Nasol pentru noi oamenii e că suntem cam proști, adică în general. Sincer, adică mie, mie așa mi se pare, mă uitam de curând, aseară m-am uitat și eu la un podcast al lui Joe Rogan cu era de la Tesla, cum îl cheamă? da, știi, cred că am văzut, am văzut la cineva, cred că am văzut la cineva un fel de... Da, și spunea că are un proiect, Asta întâmplându-se în 2020, are un proiect în care el o să pună pe piață, o să pună la vânzare un fel de, un soi de chip pe care ți-l implantează undeva în cap și de acolo pleacă niște fire care îți repară ție problemele de vedere, de exemplu, de auz, dacă ai o nevralgie de trigemen, cum am eu, de, de exemplu, poate să, să o rezolve și pe aia, ba, poate să te facă deștept, și chiar și mai mult, poate să, la un moment dat, poate să salveze toate informațiile pe care le ai tu și să le mute într-un alt corp. Mm -hmm. Sau, la un moment dat, având acces la internet, poți să te conectezi, clar, o să te poți conecta în viitor la internet cu capul și să știi tot. La fel ca toți ceilalți de pe planetă. că adică să asta. dai un fel de search pe Google, dar să fii. Da, nu o să mai avem nevoie nici măcar să vorbim. Deci chestia cu vorbitul, de ce actoria s-a dus pe pulă, gata, s-a terminat. Așa? Deci o să, în cel mai fericit caz, să jucăm gen, chestii de genul ăsta și atât, care o să pozeze mai bine. Mă rog, asta în condițiile în care... Așa. Da, deci s-ar putea să trebuiască să te mai gândești la chestia asta încă o dată. Te-ai seama? nu cred că o să ne fie neapărat mai rău, pentru că în momentul de față oricum suntem digitalizați cu toții. Asta spunea și băieții acolo. Ai telefonul la tine. În fiecare zi, dacă pleci fără telefon de acasă, ce se întâmplă? Doamne, am pățit odată, mi-a căzut în Nu Numai că în momentul de față comunicarea cu telefonul este proastă. Adică imaginează să ai telefonul deja în cap, să nu mai ai grijă telefonului. Lai în cap, ai laptopul un cap, ai televizor un cap, ai absolut Da, dar cum faci? Ca, vezi, da, mă rog, acum, ca discuție așa pe partea de filozofie, cum faci când vrei să scapi de telefon? Că eu, de exemplu, am, mai lucrez și cu, mine și cu la asta, să scapi de telefon. Pleacă, acum pleacă. Am închis telefonul. Sau dacă da, Ți Telefonul închis ca să nu te audă, să nu te băguiați că ai la... Așa ți telefonul închis. Nu știu. Nu știu ce fi. Mă, mă, mă și sperie așa un pic pentru că nu era un nașpa vremurile în care am crescut noi, adică așa proști cum eram. Adică nu îți seama să tragi cu praștea, cu invizoace, cu cornete ce făceam noi băieții, voi fetele, îți dai seama. Dar probabil că vis, vis de ceea ce putem atinge noi ca și nație, ca și nație, ca și specie, în momentul de față suntem foarte jos, e cam ca diferența dintre noi și mai muță. Cam, cam la fel. Dar uh, chestia asta cu digitalizarea la nivel de creier, cipuit și așa mai departe, s-ar putea să fie o chestie benefică pentru noi oameni. Nu știu. Mi-aș dori să o fac. Eu nu știu cât costă, dar mă interesez. Dacă știți cineva cât costă așa ceva. Se, primul așa. Vreau dar să se așa. poate, deja se poate? Uh, el spunea în 2020 că peste un an se va putea, va avea primele teste sau uh, ceva de genul ăsta pe oameni. Deci se întâmplă Matrix, că tot am văzut matrix 4. Da. <laughs> se întâmplă da. Matrix, să vezi tu că și ne... Și dezamăgire. Ne... Da, da, na, trebuia văzut, adică nici să nu să nu-l vezi. Dacă ai fost fan matrix dar... Eu, La mine a fost în top 3. Da, asta zic și atunci nu aveai cum să vezi. Adică știi că m-am, eu că e dezamăgire că l-am văzut pe TV, nu l-am văzut la cinema. Și uh, aflase aflasem că e o dezamăgire, dar era chestia aia. Bă, n-am cum să nu-l văd, adică trebuie să văd, o văd eu pe Trinity, cum am bătrânit ea, cum să rămâne ea până la urmă cu... Ce frumoșei săraci, cu... continuare era frumoșei, adică în da, da. continuare, da, și Neo da. și Trinity și toți băieții. n mă rog, avea cum. Morpheus, am fost da, până da, da, la de Da, semăna, unul la unul, adică a, era... Hai mă că semăna... n, -ai n -ai Lawrence și într-adevăr, era băiat mai bine, așa, era mai pe mușchi, mai bine, nu știu ce, dar Morpheus a fost Morpheus, adică dacă stăm bine să ne gândim, a dus în spate o grămadă din filmul ăla. Da, da, da. Deci, de nu nu aveai cum să nu-l vezi, adică recunoaște că oricât ți-ar fi zis lumea, nu te uita. <laughs> Nu, tot nu, trebuia, trebuia trebuia, și, trebuia. și dacă îmi spuneau că e o mizerie, trebuia să mă duc să mă conving singur da, că da, este o da, mizerie, da. pentru că de multe ori ceea ce spun ei nu este valabil și pentru mine. Mănânț că și ție. Da. Se întâmplă foarte des chestia asta. Dar, vezi că spuneam la un moment dat că s-ar putea să mori, nu întâmplator am spus că s-ar putea să mori, Așa. pentru că odată cu chestia asta cu digitalizarea omului, s-ar putea să nu mai mori. Dar, dacă ar fi să mori, totuși, Uh, cum ai vrea să mori? Mai vreau să mor așa, nu știu, să dorm și să nu mă mai trezesc. Și am șanse. Eu am se probleme cu inima, deci pot să mor mă rog oricând și acum. dacă, dacă mă de, de, ce am șanse. Ce frică mor? de, 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 frică de, durere? Nu mi-e frică de moarte, că mi-e frică de durere. Și mi-e frică de bătrânețe. Uh, îi văd pe ei mei, mai ales pe tata. Tata meu face 80 de ani, face 79 acum, Mulțumente. în mai. Mulțumesc. Deși e și uh, activ și face sport, uh, nu, mă, nu mi îmi place, știi? Adică nu-mi place bătrânețea. Mă uit așa și zic, mi se pare că ești atât de neputincios, că nu mai poți să ai, mai energie, nu mai poți să ai, știi? Mă uit la Dar el și... Nu știi, tu, nu știi ce a acumulat în toată perioada asta. Da, el zice, dar nu mai după mine, da, tu ești altfel, dar nu, că îi, zici, spun și lui, și mă, tata, și că când ești tânăr, vreau să trăiesc 130 de ani, să nu știu ce, să nu știu cum și ea. Acum, uitându-mă la ei, zic, bă, da, vreau să trăiesc, dar cât, cât pot să merg și să fiu activă și să, știi? cât nu mai sunt, nu mai vreau. Adică e, e foarte ciudat și mie e cam frică de, și de, de bătrânețe și de durere și de boală. Și mă mulțumesc Dumnezeu, eu chiar acum mi-am făcut toate analizele uh, așa preventiv, le fac în fiecare an și sunt bine. Am, și uh, am și zis, o să fac tot ce-mi stă în putință să... Caută-l pe Elon Musk. -a... -a și adus păi da, adus da, dar nu cu vreau da, dar s-ar putea... gândurile, vreau cu tot. De nu numai cu gândurile, s-ar putea să... Adică dacă reușește el să facă treaba asta pentru creier, sunt convins că poate să o facă și pentru inimă, și pentru ficat, și pentru toate celelalte organe. Adică asta cu boala... Sau poate pur și simplu să-ți ia gândurile, nu știu dacă poate să-ți și sufletul, dar să-ți ia gândurile să le mute într-un alt corp. Sau pur și simplu, nu trebuie să fie neapărat un om, poate să fie un robot, știi? Păi, am văzut asta în Star trek ăsta, ultimul Uite Cristi la serialul ăsta Star Trek. Acestea cu... sunt, de fapt, documentare, nici mai sunt filme. Știi? Da, da. Păi da, da, e Star Trek cu actorii vechi. Mă rog, okay. e Picard, e la vechiul. E actorul așa. Uh -huh. Și exact asta, că a murit Picard Picard și l-au transferat totul într-un corp de robot. Deci așa și putea să facă și cu Gianni. Da, știi? nu s-au gândit. Tot, cu, inima, cu... <laughs> <laughs> Nu s-a gândit nimeni atunci. Deci că... ai vrea să mori în somn. Da, în somn. Da. Și am șanse că bunica mea așa a murit. Nu ai vrea să ți o vestă cu dinamită pe tine și să te duci să în brațe pe Putin și să apeși pe buton, nu? Nu, mă, eu că... Cred... Nu, n-ai de asta, da, tu n, n am din astea, plus că eu cred că fiecare are menirea lui și aia negativ, și aia pozitiv. ca în filme, de aia și aia negativi și aia pozitiv. ia o menire în toată... Totul lumea ce? vai, că nu credeam că în secolul ăsta mai, mai facem războaie. Ba, facem, că noi oameni suntem aceiași suntem din ce în ce mai răi și mai invidioși și mai atunci normal că se naște, adică suntem aceiași, istoria se repetă, adică nu înțeleg de ce e așa de mirată. Personaje, cum sunt nebuni și de toate, așa sunt cred și Cred că ne la toate nivelele, să știi? ne fie bine, asta e, a da, fost asta e de fapt. senzația asta de, de, de pace prelungită, nu cred că, cred că ne-a făcut foarte bine, dar a, am trăit și am vedea dacă nu da nebunul cu bomba în noi, deci în somn. Am înțeles. Da, ce să zic, că baftă A. multă? Așa să fie, Doamne ajută! Așa? Așa, care este motoul tău? Ai vreun moto? Ha. moto? Dacă am un moto, nu am un moto. Nu? Vrei unul? <laughs> <laughs> păi, îți fac gros, nu e problemă. Aceea, să inventăm un moto pentru, pentru Ioana. Ați văzut-o, deja ați cunoscut-o. În afară Eu, de... în fiecare dimineață, îmi zic așa, în mașină, au două minute pe ceas, mă uit pe ceas. Tot ce se întâmplă, se întâmplă pentru un motiv și acest motiv îmi servește. Deci poți fi un moto, nu? E o afirmație pe care mi-o zic, adică îmi place foarte și tare. lucrurile negative și pozitive din viață se întâmplă pentru un motiv și acest lucru îmi servește. Foarte tare Dacă... îmi place chestia asta. Adică nimic nu se întâmplă întâmplător, da. nimic nu se petrece întâmplător. Da, exact. Chiar și atunci când ai senzația că tot Universul lucrează împotriva ta, de fapt este pentru tine. Da. Știi că mă gândeam atunci când -am, am făcut de astea și vreau să, să te întreb de, de chestia cu... Dumnezeirea, dacă tu ești religioasă și așa mai departe, și ce aș răspunde eu, pentru că eu nu m-am întrebat până, până de curând uh, chestia cu, cu Dumnezeu, cu religia și așa mai departe, dacă tu crezi în Dumnezeu. Și uh, ăsta ar fi fost răspunsul pe care l-aș fi dat. Uh, am zis, bă, vi se pare că pe lumea asta este vreun om care să nu fi fost încercat? Mie mi se pare tot un, un test. Acum ce s-a întâmplat după testul ăsta, uite don't nou. dar mi se pare că tot ce mi s-a întâmplat până acum a avut un scop. Unii reușesc să depășească obstacolele care le sunt puse în cale, alții nu și alții trebuie să o ia probabil de la capă. Doamne ajută să fie așa și să nu se întâmple așa cum crede Augustin, de exemplu, nu Augustin Marin de la Dinamo, ci Augustin Vizirul, frate -miu. El crede că după ce murim nu mai există nimic. Mai sunt și alți gen, Ricky Gervais. Da. Și A, care tot, ca tot ca la tăi. fel, da. Că ei cred că nu cred în Dumnezeu, nu cred în chestia asta ca și cum Universul s-ar fi creat singur. Știi? Eu nu cred în chestia, N-ai cum din nimic să faci ceva. Trebuie să fi fost cineva acolo care să crea ceea ce avem noi astăzi. Și asta este. Ce vedem, ce simțim, este un miracol da. pe care noi nu suntem în stare să le explicăm. Și motoul tău mi se pare foarte, foarte tare: păstrează-l, te rog frumos, pentru că vei avea nevoie de el. Am avut nevoie de el și am nevoie de el și de asta și pot să trec cu atâta ușurință. Multul meu zice: Dar cum treci? mă, Nu trec cu ușurință, Doamne ferește. Dar uh, ideea este că întotdeauna am acest moto: că după o nefericire vine o fericire și. Da, după... Să-mi trăiesc în lumea poveștilor și a filmelor și a serialelor. E clar că dacă viața ar fi foarte monotonă dacă ar fi totul numai lapte și mire, adică te-ai plictisit. Și atunci, că de asta, doamne, nu, na, avem aceste exemple de oameni care au de toate, se apucă de droguri, de altele, de tot soiul de... Și caut adrenalina, pentru că nu li se întâmplă nimic și atunci își, caută să li, își fac singuri probleme. Și de asta, bă, și când am avut tot soiul de probleme în viață, am trecut, mă rog, relativ repede pentru alții, că eram, adică viața e complexă. Copil, casă, carieră, nu știu, sănătate. Bun, nu îți merge sănătatea. Ok, te concentrezi pe copil, casă, carieră. Începe să na, te tratezi, dezvine bine sănătatea, nu-ți mai merge pe carieră. Ok, zici, ok, am sănătate, adică trebuie să te concentrezi și pe lucrurile care îți merg, nu numai să vezi numai lucrurile negative din viață, că într-adevăr ele există. Tu vrei să mai spui ceva, vrei să mai uh, păi, uh, adaugi ceva? Uh... Mă bucur că te-am revăzut. Uh, îți mărturisesc că te urmăream la un moment dat, dar după aia nu știu de ce nu mai mi apărai pe TikTok. Te-ai oprit? TikTok-ul te-ai oprit? Da, te da nu am mai rezistat. A, ah, am înțeles. Deci, că Te urmăream știu, pe TikTok. Pe de... te-am văzut parcă supărat pe ei. că ai și zis, la un moment dat dacă ești supărat că nu înțelegi ceva, așa. Și după aia ai dispărut și nu te-am mai văzut și nu mai știam ce mai faci. Nu, nu, uite pe, că... pe YouTube, acolo. A... Da. M-am mutat de la eu. TikTok la YouTube. În lockdown, uh, asta a fost ceea ce am considerat că pot să fac. Aveam și varianta cu alcoolul, Am făcut-o și pe aia cu alcoolul, dar hai să fac și cu TikTok. Da, eu e o lume acolo, altfel de lume. Da, mai ales când faci live-uri este, este complicat. Adică a, -am ieșeam, pe TikTok. ieșeam cu dureri de cap mari. Pe, cu a, așa am început cu Zambila, știi? Nu știi că am sunat-o pe Zambila? Am văzut, dar vorbeai cu alte fete. Nu, țorul, cu tine vorbeam. Dar tu nu mai ai auzit. Cu mine vorbei? Da, eu vedeam că ai fete care îți răspund. Nu. Primul clip pe care l-am făcut pe TikTok a fost cu, uh, mă rog, cu, tu nu vorbeai la telefon, dar eu vorbeam cu tine. A, păi da, adică ziua. cu tine, cu personajul tău. Gianni vorbea cu personajul tău. Okay. <laughs> și începe, alo, ce faci? Și tu acum le și noi. au Gianni, așa m-am gândit eu că... Ce s-ar întâmpla dacă Gianni ar suna o brusc pe Zambila? Ce faci? Păi eu am timp să le tu la telefon fria de cu să fii. Mai e ce ceva și de mata florarista cu termopanele ei și așa mai departe. Și ce, dacă stau bine să mă gândesc, că n-ar fi o idee rea de outro pentru podcastul ăsta. Da, adică, să facem. Dacă vrei, dar nu trebuie. Am mai făcut și cu, și cu, Carmen, la fel cu am văzut. La Carica, care a zis, să să dea Dumnezeu sănătate la băiatul ăsta, nu știu ce, prost ca nu știu ce a zis ea da, acolo. Da, da, zis. Da, 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 <laughs> așa că putem să, să închidem așa, dacă vrei, dacă nu, nu e niciun fel de supărare, oricum îți mulțumesc foarte mult că ai stat de vorbă cu mine. Deci facem un altul, facem, altru, să facem, facem, hai să facem ceva. Zile da, ceva facem. la oamenii ăștia, stau acum ce să păi ce să ce știu să vorbesc la de de, uite așa... Păi, nu știu, să nici... zici la revedere, ce eu, păi... Că, doamne, iartă-mă, mă, mă apuc acum de vorbesc cu de parcă n-aș fi vorbit. ceva Ce acolo. să zic, mă, că nu știu eu cu astea. Știu că ce să zic. Bine, la revedere, uite aici Și te uiți, te uiți așa. în ăsta, ca și cum acolo ar fi niște oameni mici. Așa. Da? Așa. Ei, nu văd nimic, dar păi, dacă zici tu că e un mic aici, aici, acolo, așa. 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 imaginează că e măta acolo, fii așa. 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 Și uite, acum măta pleacă în vacanță. Aole, pentru unde e mama bani să plece în vacanță? Nu contează. Așa. Fă, tu, imaginezi? Așa. 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 Și îi zic, zic, să, fi fii sănătoasă, mamă! Să fii sănătoasă! zi mă, ce mă. să mai zic? Ai zis bine, taci din gură. <laughs> Ai zis bine, a fost bine, bine. bine nu? Mulțumesc frumos, de a Dumnezeu sănătate, vino cu aici. Trăiască familia. Da. Da, măi. Da. Hai că... Dar știi că avem copil mare și că copilul ăla cu care am filmat Chiar? Mi-a dat maică să a mesaj Acum ceva timp și mi-a și e mare Da, da, maștri. da, e mare măi, E un băia mare Avem copil mare Pe da, vreo <laughs> 13 ani Cât să aibă, nu? Pentru că tu ai zis cu 12 ani, aveam 15 Mă rog să, trăim, să trăiască toată lumea Să fie pace Da. Pe pământ